Absolvenții promoției 1983 de la Colegiul Național din Nicu Golescu au continuat și în acest an tradiția de cernării unor premii speciale prin Bursa Seniorilor Peraspera ad Astra, menite să răsplătească străduința elevilor performanți și să-i stimuleze în atingerea excelenței în școală și în afara ei, după cum se menționează inclusiv pe website-ul dedicat acestui demers, www.dinicugolescu1983.com. Ceremonia de premiere s-a desfășurat în amfiteatrul CNDG. Și noi vă mulțumim din suflet. Am mai venit un elev care a participat la competiție. Radu Cristi, vino alături de noi, un premiu. Vă mulțumim din suflet pentru lucrurile minunate pe care le faceți. Bravo, Radu! Pentru lucrurile minunate pe care le-ați făcut de-a lungul timpului pentru Colegiul Național din Nicu Golescu. Și vă invit pe scenă, alături de noi, pentru că și noi avem de data asta un premiu mai micuț și foarte, foarte simbolic. Haideți alături de noi pe scenă! După premiere, în Cancelaria Instituției de Învățământ s-au desfășurat discuții libere între generații despre alegeri profesionale, personale și inclusiv despre frumusețea anilor de liceu și de studiu universitar, despre activități creative și proiecte care au rămas nu doar amintiri frumoase, ci și un puternic element de conexiune peste ani între absolvenți, deci un bun exemplu de urmat. În ediția specială de vineri și sâmbătă a emisiunii Avangarda Performanței la Mușcel TV și prin mușceltv.ro vă propunem să urmăriți integral ceremonia de acordare a premiilor și cele mai interesante puncte de vedere expuse prin dialogul dintre absolvenții promoției 1983 și elevii de la CNDG care fac primii pași în drumul spre succes al vieții.